Bine v-am găsit la emisiunea Afaceri de la Zero. Eu sunt Georgiana Mihalache, gazda voastră de astăzi, și vorbim despre un business cu dulciuri. Adelina Cristian este alături de noi prin Zoom să ne povestească despre Sweet Sophie, cum a pornit și unde vrea să ajungă. Bună, Adelina! Bună, Georgiana! Și mulțumesc mult pentru invitație! Cum a pornit Sweet Sophie? Da, cum am pornit? În urmă cu 5 ani, când fetița mea a împlinit un anișor, am început să dezvolt această pasiune. După ce am văzut tortul de aniversar care mi-a depășit așteptările și mi-a plăcut foarte mult cum arăta, și din aceeași perioadă urmăream și o emisiune în domeniu cu juriu și concurenți, și am decis să mă înscriu la cursuri de cofetărie. Tu, înainte de Sweet Sophie, nu aveai experiență în acest domeniu. Cu ce te ocupai înainte? Ce făceai? Da, am făcut facultatea de marketing și n-am lucrat chiar în domeniu. Am lucrat câteva ani în HR, într-o clinică medicală. Dar odată cu sarcina am simțit că nu m-aș mai întoarce la același job, pentru că nu-mi plăcea atât de mult. Simțeam că aș vrea să fac altceva. Iar momentul în care m-am înscris la cursuri a fost așa, mai mult de hobby, să fac și altceva pe lângă creșterea copilului, dar în timp a devenit hotărât să fac o afacere din asta. Și pasiunea a fost cumva mai mare decât confortul unui job. Exact, și satisfacția aceasta de a face ceva cu mâinile tale, oamenii să fie încântați și să primești feedback-uri foarte bune, m-am încurajat. Când ai pornit efectiv business-ul? Am început eu atunci, acum 5 ani, dar business-ul în 2019, vara, în iunie 2019. Deci ai deja un an de activitate. Cu cât ai pornit la drum inițial? Care a fost investiția? Investiția inițială aproximativ 12.000 de euro. Ai folosit și fonduri, europene din Startup Nation? Sau? Încercat, da. Am aplicat la Startup Nation. Un an înainte fusese foarte eligibil domeniul acesta de producției. Și erau șanse și atunci, doar că s-au modificat criteriile de eligibilitate și Bucureștiul a fost depunctat mai mult atunci, anul acela. Și nu am avut succes, am folosit fonduri proprii, cu sprijinul familiei. Ai un atelier în București unde produci torturile. Ce înseamnă astăzi Sweet Sophie? Da, am un atelier echipat, avem autorizațiile, și produc torturi pentru aniversări, pentru evenimente, candy bar-uri, cotonaj, macarons, prăjituri, multe, multe sortimente. Pe comandă, doar pe comandă. Am dat, nu avem încă un spațiu de facere, de prezentare a lor. Și câți angajați se ocupă de crearea acestor deserturi? Da, sunt singură. Singură? Da. Și reușești să faci față comenzilor? Da, încă mă mai descurc. Vreme, să vedem că e ok, apar clienți noi, așa. Nu facem distribuire ușor, ușor. De unde iei ingredientele pentru prăjituri? Am niște furnizori cu care colaborez foarte bine și mi le livrează. Deci cu ciocolata, clientina pentru frișcă și cele de bază, și încerc să iau și de la producători românești
ceea ce mai găsesc prin supermarket. Deci încerci cumva să dai înapoi businessului românesc, da, da. Așa cum ai pornit și tu. Ai observat, nu știu, că lumea caută ceva anume, vreun ingredient, știu că ciocolata e regina deserturilor. Da, da, ciocolata, într-adevăr, dar mai nou, cred că au mare succes cele fără zahăr sau baby friendly pentru aniversările copiilor, mai ales cei celor mici, de un an, doi ani și chiar și peste. Și folosesc zahăr de cocos, sirop de arsar, deci fac și așa, fără zahăr deloc. Chiar și stevia. Unde ajung produsele? Care sunt clienții principali ai Sweet Sophie? Aș spune că publicul țintă predominant este format din femei, mame, mai ales între 25 și 50 de ani, care sunt preocupate de alimentația sănătoasă a familiei lor. Și comandă și pentru grădiniță, pentru școală, pentru aniversările de acasă. Asta pe partea de torturi, da? Dar când aveam evenimente, ca cum nu mai spus, da, tot femeile, să zicem, că s-au ocupat pentru nunta lor, pentru protezi. Mă refer aici și la candy bar-ul. Care a fost cea mai mare comandă pe care ai primit-o până acum? Până acum, da. A fost o nuntă de 120 de persoane la care am avut și candy bar și tort format din monoporții în formă de cireșe. Monoporțiile. Deci au fost 120 de cireșe. Monoporții la aproximativ 100 de grame fiecare și candy bar-ul, tot așa pentru numărul de persoane. Spuneai tu de evenimente la care participai, cât reprezenta ca business acest domeniu, această divizie a evenimentelor față de comenzile individuale ale clienților? Cam 40%. Și pandemia cum a influențat? Știu că s-au făcut evenimente foarte restrânse, o perioadă nu s-au făcut deloc. Cum s-a influențat business-ul? Am avut câteva așa mici, cum au fost, câteva evenimente. În schimb, cred că au apărut mai multe evenimente private, chiar și așa micuțe în familie. Au fost mai multe și cumva s-a echilibrat. Nu a fost o scădere masivă a comenzilor. Nu am simțit. Mai ales că ne-am ocupat de livrări. Am asigurat livrare și atunci tot au apărut oamenii. Oamenii au fost mai atenți la lucrul acesta. Spuneai tu că anul acesta, anul trecut, de fapt, în 2019, ai pornit. La ce cifră de afacere ai ajuns în anul pandemiei, care a fost și primul an întreg de activitate pentru tine? Undeva la 25-30 de mii de euro. Și anul acesta ce planuri ai? Ce target ai? Da, am propus să dublez. Zic. Deci aș zice un 50 de mii. Și care e cea mai ocupată perioadă pentru tine? Perioada sărbătorilor sau? Sărbătorile de iarnă, aș spune. Adică chiar și cele de Paște, dar parcă nu sunt chiar. Cele de iarnă, cum e Crăciunul. Anul ăsta a fost foarte ok. Am fost mulți cozonați. Și, mă rog, am avut și pachete cu plin, cu macaroni, turtă dulce și pezele. Și au avut succes. Și, de asemenea, urmează acum, 1 martie, 8 martie, sunt perioade bune. Cum aștepți să evolueze lucrurile în 2021? Spuneai de un spațiu propriu în care să-ți expui produsele. Crezi că e realizabil? Da, îmi doresc un măcar un magazin, dar nu știu exact dacă anul acesta.
depinde cum, cum se pare că tot pe online sunt mai multe șanse în această perioadă și cred că mai degrabă pe asta aș vrea să, să mă ocup puțin mai mult de social media și de postări, să fiu un pic mai intenționată. Ok, și așa, chiar dacă îmi fac evenimente, oamenii sărbătoresc în familie, fiecare mic eveniment. Cum ajung oamenii la tine? Cum găsesc atelierul? Da, în general îmi scriu pe Facebook, pe WhatsApp, este tot acolo afișat, sau prin formularul de comandă de pe site. Și de pe anumite grupuri, tot așa, de pe Facebook. Deci funcționează recomandările acestea? Recomandări, da. Cum a fost pentru tine intrarea în această lume a antreprenoriatului într-un domeniu pe care l-ai luat de la zero, nu mai făcusei? Da, e un domeniu, de fapt, antreprenoriatul în sine este foarte dinamic, mai ales în domeniul meu, pentru că fac și prăjituri, preiau și comenzi, plătesc și facturi și multe, multe activități, deci nu te plătesc niciodată. Și bine, adică nu, n-aș schimba ceva nume dacă ar fi să iau de la capăt. Chiar și acțiunile care n-au ajuns la rezultatul dorit, tot le-aș face, pentru că altfel n-aș ști că nu au fost cele mai inspirate. Care au fost pentru tine în această perioadă cele mai mari provocări? Ce... Ai văzut un obstacol mai greu de depășit? Da, am încercat să intru puțin pe distribuția în restaurante sau cafenele, dar nu foarte multe. Trei am avut, trei colaborări, dar de scurtă durată, nu au funcționat. În cazul meu, probabil și datorită faptului că nu aveau un spațiu foarte bun. Deci nu aveau foarte mulți clienți și faptul că mai dar nu a fost neapărat o provocare, a fost așa o acțiune care nu a adus rezultatele dorite. Bun. Am dus mostre la anumite companii și am observat că nu au generat comenzi, deși feedback-ul era foarte bun. Dacă ar fi să dai un sfat unui tânăr antreprenor care, la fel ca tine, a pornit sau vrea să pornească fără experiență într-un anumit domeniu, dar cu multă pasiune, care ar fi? Ce îi spune? Da, cred că perseverența este foarte importantă și să facă în fiecare zi pași pentru visul lui și se va vedea la un moment dat. Adică, clar. Nu se poate întâmpla așa peste noi. Să aibă curaj și răbdare. Da. Mulțumesc tare mult, Adelina. Mulțumesc mult și eu. Și mult succes în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți și vă invit să rămâneți alături de antreprenorii români la Afaceri de la Zero pe site-ul nostru www.zf.ro/afaceri-de-la-zero.